Val de căldură. Temperaturile vor ajunge la 44 de grade Celsius. Italia se confruntă cu primul val de căldură din această vară. Un anticiclon de origine africană va aduce temperaturi de peste 40 de grade Celsius, informează AFP. Aceasta este cu 10 grade Celsius peste media normală. Meteorologul Antonio Sanona a declarat că acest val de căldură sahariană va afecta întreaga țară luni și marți, temperaturile vor atinge 32-34 de grade Celsius în partea central-nordică a Italiei. În Puglia, Sicilia și Sardinia, valorile vor fi și mai ridicate. De miercuri până vineri, căldura va crește în intensitate. Temperaturile vor ajunge la 39 c 40 în orașe precum Roma, Napoli, Terni, Macerata, Florența, Forli și Ferrara. În Sardinia și Sicilia se vor înregistra 42 C44C. În weekendul următor, anticiclonul își va pierde din intensitate. Vor apărea primele ploi puternice în nord și temperaturile vor scădea în toate regiunile. Plajele au fost aglomerate în weekendul trecut, mulți italieni căutând refugiu din cauza căldurii. Se așteaptă ca ele să fie și mai aglomerate în această săptămână, odată cu creșterea temperaturilor și începerea vacanței școlare, potrivit Agerpress.